Este Matei Purcaru, de la trupa de teatru Oglinzi din Sinaia. Prezenta monologul Insomnia de Vladimir Helmis. Succes! De la 4:30 dimineața, atunci când tramvaiele pleacă de la depou scârțind cu dinților de fier pe șine, de la ora aceea renunț să mă mai lupt cu insomnia. O chem lângă mine și ea vine cu mine. Se așează pe un scaun și începe să converseze, politicoasă. Eu stau întins pe covor, privirea în tavan și nu o văd decât cu colțul ochiului. Vorbim vrute și nevrute. Ca doi camarați de liceu care s-au reîntâlnit după mulți ani, puțin stânjeniți de situație, dorindu-și să se termine odată conversația asta și să-și rea odată drumul mai departe fiecare. Nimic mai neplăcut decât să vorbești cu un străin ca și cum încă ți-ar fi prieten. Insomnia începe să mă întrebe despre vechi cunoștințe, prieteni, colegi, trecători, oameni pe care am crezut că i-am uitat. Fețe pe care le-am văzut în tramvai, mutre obosite din metro, voci anonime de la telefon, nu știu de ce, dar insomnia mea tot timpul la 5 dimineața și aduce aminte de ei. Oare cum ar fi arătând viețile lor? Sunt ei fericiți? Mai fericiți ca mine? Probabil că da. Nimănui nu e mai greu să fie mai fericit decât mine. Oare câți dintre ei dorm bine noaptea? Oare care din străinii pe care am să-i văd azi va muri? Un om există atâta timp cât cineva își aduce aminte de el. Îmi aduc aminte ca din reflex de chipul bătrânișii de la 3. A murit acum 2 luni și nimeni nu se mai gândește la ea. Eu însă îmi fac datoria să mă gândesc la ea în fiecare zi, la 5 dimineața, ca să o mențin în viață. Mă gândesc la floricelele de pe capotul, la cum mirosea săpun, la chipul ei hidos și plin de dezgust, culcat de riduri definitiv. Câte grimase de dezgust a trebuit să facă până i-a încremenit pe chip expresia asta? Din toate măștile din lume, ea a ales fix masca dezgustului și a tras-o peste cap. Insomnia mea oricum e plictisită de bătrânica de la 3. Și vrea să știe ce expresie o să am eu la bătrânețe. Nu știu ce mutră o să am eu la bătrânețe, dar știu clar că voi avea aceleași cearcăne adânci ca niște cratere de lună în jurul ochilor și știu că se vor adânci pe an ce trece, până vor deveni niște gropi hidoase în jurul ochilor plini de vase desparte de sânge. Pe la 6 se trezesc vecinii de sus. Insomnia vine lângă mine pe covor și împreună ascultăm ritualul lor matinal. În fiecare dimineață se spală, trântesc uși, tărăsc copiii afară din pat. Nu vorbesc mai deloc. Copiii țipă, nu vor să se scoale, se agață de mobile. Insomnia îmi oferă o țigară. Nu m-am lăsat, îi spun eu. Ea la asta râde mereu. Râde pentru că știe că nu m-am lăsat, de fapt, și că asta spun în fața celorlalți. De fapt, e indecent să te sinucizi lent de față cu toată lumea. Așa singur am toată libertatea și nu mă poate judeca nimeni pentru că fumez sau pentru că îmi arunc 8 minute de viață pe geam, 8 minute cu chipul răutăcios paralizat pe față. Apoi se trezește vecinul din stâng. E un om harnic. Își pune parchet. Dar nu are bani ca să angajeze muncitori, așa că în fiecare dimineață mai pune el 2-3 scândurele. Are o bormașină bună. Cinstită. Einhead. Bormașina lui mi se răsucește în creier. Tot mai adânc. Tot mai subțin. Sapă în crani. De la o parte strat cu strat. Dura mater, pia mater, arahnoidă, substanță albă, substanță cenușie. Gata. A ajuns la amintiri. De fiecare dată când ajung de la stratul cu amintiri, mă dau repede la o parte ca să nu mă rănească așchiile. Niciodată nu știu pe ce, de peste ce o să dea.
Și insomnia e mereu acolo. Neobosită, gata să comenteze și asta. Și vorbește într-una și are păreri și nu mai termină. Comentează mereu cum am lăsat de facultate și cum am fugit după un an. Pentru că am renunțat să mă fac medic, cum am fugit de abuzul profesorilor, cum i-am lăsat pe toți și toate, cum nu am terminat niciodată nimic, cum mi-am alungat toți prietenii și cum familia mă evită. Aș vrea să-mi păstrez calmul, dar nu pot. Îmi vine să o iau la palme, să o strâng de gât, să o fac să tacă dracului odată. Dar ea se supă. Și de fiecare dată când se supără, spune ceva ce nu are voie. Atunci rostește numele tău. E singurul cuvânt pe care nu i l-am permis să-l spun. Mă trezesc brusc. Și lângă mine nu e nimeni pe covor. Sunt singur. Mă ridic în picioare și fug repede pe ușă. Un cui acolo ca pe un cadavru. Ziua abia a deschis ochii. Până diseară mai e mult. Și până diseară am să uit iar numele tău. Până diseară se poate trăi cât de cât. Mulțumesc!